Iubiți frați și surori, și în seara aceasta suntem aici să ne readucem aminte de ceea ce Domnul Hristos a făcut pentru noi. Mulțumim Domnului pentru ajutorul care ni l-a dat. Apreciez faptul că ați venit la adunare, vi-ați făcut timp să fiți aici, să ne închinăm împreună lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Vreau ca timpul acesta să fie benefic pentru sufletul nostru. Și de aceea vă chem să ne uităm în cuvântul Domnului și pentru seara aceasta am citit pasajul acesta din Luca, capitolul 22, de la versetul 7, prăznuirea Paștelui. Este drept că lumea creștină, cel puțin o dată pe an, își aduce aminte de ceea ce Domnul Hristos a făcut pentru mântuirea omului. Consider că nu este suficient să ne aducem aminte o dată pe an, dar cu mult mai mult, acum ar trebui să medităm, să aprofundăm ceea ce ne relatează Evangheliile despre Domnul nostru Iisus Hristos. Și este bine, frați și surori, să fim cu luare aminte. Vorbim despre Hristos și mereu vorbim despre El. El este un izvor nesecat. N-am să vin în fața dumneavoastră cu ceva foarte senzațional, că nu... Acesta este scopul. Scopul meu este ca cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, și Domnul nostru Iisus Hristos să cerceteze inimile noastre și să putem să capitulăm în fața cuvântului sfânt, să ne pocăim ca să avem parte de Domnul împreună, să moștenim cerul și să ne bucurăm o veșnicie cu Domnul nostru, Domnul să ne binecuvinteze. Este săptămâna mare. Și acum suntem în Joia Mare și cu adevărat săptămâna aceasta pentru Domnul Hristos a fost o săptămână mare, pentru că s-au întâmplat evenimente unice în istorie. Și ne relatează aici că ucenicii l-au întrebat pe Domnul, unde vrei să îți pregătim, să pregătim ca să serbăm Paștele? Și Domnul nostru Iisus Hristos spune că a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, duceți-vă și pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Dar unde voiești? Au întrebat ei. El a răspuns, iată, veți intra în cetate. Va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă, mergeți după el în casa în care va intra. Nu era greu să identifice pe acel bărbat care ducea apă. Pentru că în cultura poporului evreu, în vremea aceea, doar femeile duceau gălețile cu apă. Și automat a ieșit în evidență când un bărbat ducea acea găleată, acel ulcior cu apă. L-au putut observa, l-au putut identifica. Și Domnul Hristos spune, spuneți stăpânului casei, învățătorul zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută, gata, acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. În primul rând, vedem în pasajul acesta, la prima cină, că Domnul Hristos s-a ocupat de pregătirea cinei, de pregătirea Paștelui. Și aici cred că trebuie să medităm și să ne gândim foarte profund. Pentru că noi serbăm Paștele, serbăm sărbători și oamenii au tot felul de sărbători. Și se pregătesc. Din punct de vedere material, nu cred că există cineva care să nu se pregătească. Și dacă o să merg în casele dumneavoastră în ziua de Paști, toți v-ați pregătit, dar din punct de vedere duhovnicesc, oare odaia, casa pentru Domnul Hristos, nu sunt sarmalele și nu sunt ceea ce facem noi, camera aceea care noi o pregătim să fie frumoasă, să fie aspectoasă, să fie totul pregătit. Casa e inima noastră pentru Domnul Hristos. Fiule, dăm inima ta. În primul rând, noi trebuie să-i dăm inima lui Hristos. Și dacă vrem să
ne pregătim pentru a cina, trebuie să ținem cont că Domnul este foarte atent, foarte atent. Și El prevede totul și când trimite ucenicii le spune exact ceea ce se întâmplă, că era Fiul lui Dumnezeu. Și așa spune că au găsit. Totul așa cum le-a spus Domnul, cum a prevestit Domnul Hristos. Și ei au făcut, s-au dus și au pregătit. Amos spune, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Ne mai pregătim noi? Ne pregătim, știu, pentru sărbătoarea Paștelui. Ne pregătim și mergeți în oraș și vedeți câtă pregătire este. Nu acolo să nu te duci. A trebuit, de exemplu, mai pe seară, ieri, când am venit de la cineva, am fost undeva în vizită la o familie și când am intrat în oraș și am venit pe la Kaufland pe acolo, vai de mine, m-am uitat în parcare să pregătesc oamenii. Dar ce să pregătesc? Să mânce mai bine, aia să pregătesc. Să pregătesc, să chefuiasc, dar nu să pregătesc să mănânce Paștele împreună cu Domnul. Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Dacă ai un Dumnezeu, pregătește-te să te întâlnești cu El. Spune Domnul Hristos că împărăția cerului se aseamănă cu un împărat care a vrut să facă nuntă fiului său. Și a trimis să cheme nuntașii. Dar când totul a fost gata, totul a fost pregătit, spune că un nuntaș era fără haina de nuntă. Ăsta a venit la nuntă nepregătit. A venit așa cum a fost el. Nu s-a mai pregătit. Și a intrat în odaia de nuntă. Grav eveniment, grav lucru este să îndrăznești să stai în prezența lui Dumnezeu așa oricum, așa nepregătit. Ce a zis Domnul? Prietene, cum de-ai intrat? Tu n-ai știut că aici e nuntă? Aici crezi că poți intra oricum? Cum de-ai intrat? A intrat așa. Cum te duci tu cu hainele murdare la nuntă? Nu se poate așa ceva. Ne mai pregătim noi din punct de vedere duhovnicesc? Cum se pregătește sufletul nostru? Cum se pregătește? Cu rugăciune? E adevărat? E adevărat? Dar să nu vorbești la sărbătoare de rugăciune. Cum se pregătește sufletul nostru? Cuvântul Domnului e adevărat? Cine mai are timp de Biblie în zilele ăștia? Mai are cineva timp de Scriptură? Facem pauză. Pe calea Domnului se fac multe pauze. Se lasă pocăința deoparte pentru că e sărbătoare. Avem alte priorități. Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Domnul Hristos, în primul rând, a pregătit cina. E un timp de pregătire. Și acum, pentru noi, ca și mireasa lui Hristos, ca viitoarea mireasă, că încă nu suntem mireasa lui Hristos, vom fi, dacă vom avea parte de întâia înviere, dar e timpul să ne pregătim. Atunci nu ne mai putem pregăti. Când vine nunta, e nuntă. S-a terminat. Atunci se vor pregăti oamenii. Dar se vor pregăti degeaba, că ușa este încuiată. N-au venit fecioarele, tot nepregătite, alea nechipzuite. Și ele n-au avut timp de pregătire, n-au avut timp să-și ia un de lemn de rezervă. Au fost preocupate cu alte lucruri. Au fost concentrate la alte evenimente. N-au avut timp, nu s-au pregătit. S-au pregătit, numai că s-au pregătit prea târziu. Când ușa s-a încuiat, au bătut după aceea. Domnul le spune, nu vă cunosc. Nu le-am mai deschis. N-a făcut excepție. Și nu va face nici pentru mine, nici pentru dumneatale. Dacă momentul acela te prinde nepregătit, te vei pregăti. Dar te vei pregăti în zadar, fără niciun rost. Să ne ajute Domnul să ne pregătim acum. Amin. Cum vă pregătiți pentru sărbătoarea asta și pregătiți casa și pregătiți masa și tot ce pregătiți. Să ne ajute Domnul să pregătim sufletul pentru El, pentru Hristos. El să fie în centrul vieții noastre. Și urmează apoi cina. Sunt aici câteva lucruri care vreau să le scot în evidență. Și spune
Când a sosit ceasul, Iisus s-a așezat la masă cu cei 12 apostoli. A venit timpul cinei. A venit ceasul, a sosit ceasul. Și Domnul a așezat la masă cu cei 12. Odaia a fost suficient de mare ca să intre toți ucenicii Domnului, toți apostolii lui. Suficient de mare a fost odaia. N-a rămas nici Iuda. Poate era bine să rămână, dar n-a rămas. Odaia trebuie pregătită pentru toți, inclusiv pentru vânzător. Este loc în odaia inimii dumneatale pentru toți, cei 12? Pentru toți? Oare o fi loc? Ce ziceți? Excludeți pe cineva? Mai sunt unii frați care nu vorbesc unii cu alții. Și cred că intră în împărăție. Oare? Cum vom fi acolo? Dacă aici nu vorbim, vom vorbi dincolo. Nici poveste, fraților. Dacă aici nu vorbim, nu avem cum să vorbim dincolo, decât poate în partea cealaltă. Dar nu la cină, nu în împărăția cerurilor. Să fie loc acolo în inimă. Pentru toți. Domnul, care cu siguranță știa de Iuda, vedea și descoperă, uite, este vânzătorul, întinde mâna cu mine. Și totuși, în toate discuțiile, putea să-l dea pe față de atâtea ori. Scriptura și Evanghelia ne relatează că el era un mincinos, era un hoț, lua din bani, fiind casierul grupului, nu era ca acum, nu trebuia să ai registrul de casă, nu trebuia să vină ăștia de la NAF să te controleze, nu era așa. Putea, își permitea, dacă nu era cinstit, și acum mai fură, da, apoi atunci. Și își permitea, și Domnul Hristos știa totul, și totuși era acolo, și l-a luat și pe el, împreună cei 12 apostoli. Și acum Domnul Hristos spune, primul lucru, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea. Am dorit mult, spune Domnul Hristos. Ceea ce înțeleg eu de aici, că Domnul Hristos mult dorește să stea la masă. Spune, iată, eu stau la ușe și bat. Dacă aude cineva glasul, că oile mele cunosc glasul meu și nu se duc după un străin. Oile Domnului aud, cunosc, discern glasul lui Dumnezeu. De atâtea ori cheamă Domnul, strigă Domnul, bate Domnul. Unii n-aud, alții nu văd, nu pot să înțeleagă, nu pot să priceapă. Nu discern vocea Domnului, dar Domnul stă la ușe și bate. Dar dacă deschide cineva, atunci Dumnezeu are părtășie, Domnul dorește să stea în părtășie cu noi. Tocmai de aceea a făcut omul, ca să aibă părtășie cu omul. Și în grădina Edenului, Domnul avea părtășie cu primii oameni. Ei se întâlneau în răcoarea dimineții, în fiecare dimineață. Domnul Hristos avea părtășie și Domnul dorește mult să stea la părtășie cu noi. Nu știu cât dorim noi. Cât dorim noi să stăm la părtășie cu Domnul? El dorește, El vrea. Și El bate. Dacă ușa inimii noastre este închisă, dacă noi nu avem timp pentru El, El totuși bate. Bate. Și e o cântare, că bate la ușile încuiate. Domnul bate. Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea. Și apoi Domnul Hristos vorbește despre cele două elemente care simbolizează trupul și sângele Domnului Hristos, azima, pâinea și rodul viței. Acestea sunt elementele care stau la baza noului legământ. Un nou legământ pe care Dumnezeu l-a vestit din vechime, în Ieremia 31, începând de la versetul 31, vorbește despre acest nou legământ, noul legământ, care Dumnezeu l-a făcut cu omenirea și ceea ce stă la baza noului legământ este tocmai jertfa, trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Da, voi încheia cu casa lui Israel un nou legământ,
și încheie cu nou legământ spunând că le voi ierta păcatele și nu voi mai aduce aminte de greșelile lor. Prin asta, prin cele două elemente, Dumnezeu iartă păcatele. Și apoi, al treilea lucru care este aici în evidență, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Învățătura Domnului Hristos așează baza acestei împărtășani, acestei euharistii sau cina Domnului, cum îi spunem noi. Și spune să faceți lucrul acesta în amintirea sau pomenind suferința Domnului nostru Iisus Hristos. Și acolo la cină. Descrie în continuare cuvântul Domnului, Domnul spune, dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta, negreșit fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și au început să se întrebe unii pe alții, cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. Chiar acolo, la masa intimă, acolo la cină, când Domnul Hristos instituie cina cea de taină, era vânzătorul, era Iuda. Și Domnul spune, este și un Iuda aici, este și un Iuda. Dar ceea ce este foarte important este această analiză sau această cercetare. În alt evanghelist spune că toți au început să spună pe rând, Doamne, nu cumva sunt eu? Nu cumva sunt eu, de ce? Pentru că pericolul acesta al trădării este în fiecare om. Pentru că fiecare om este păcătos și păcatul e din calea afară de păcătos. Cât ar fi omul de bun, dacă e păcătos, e păcătos. Și păcatul uneori parcă nu are limite. Atât de rău l-am văzut și l-am identificat pe Satana că vrea să prinde omul și să-și bată joc de el într-un ultim hal. Și acest păcat și această trădare e în fiecare și există acest potențial în fiecare om. Doamne, nu cumva sunt eu? Și ceea ce va face ca biserica, noi ca și biserică, să fim o biserică mai vie, să nu zic că suntem morți. Încă poate nu suntem chiar morți, mai simțim din punct de vedere duhovnicesc, dar să fim așa mai cu viață, mai vii, să fie o biserică în clocot. Știți ceea ce face acest duh de cercetare? Că Dumnezeu nu poate să lucreze până din noi nu scoatem păcatul, până nu există curățirea, până nu există scoaterea acestei murdării, Dumnezeu nu poate să lucreze. Păcatul trebuie scos. Și n-ai cum să-l scoți decât dacă nu te cercetezi și nu te analizezi. Și de aceea Apostolul Pavel stabilește foarte clar criteriile atunci când venim la cină, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Numai așa poate să mănânce, altfel nu poți să mănânci. Dacă nu te analizezi, dacă nu te cercetezi, dacă nu stai înaintea lui Dumnezeu să primești lumină de la Domnul, să vezi că tu zici că ești bun, tu zici că n-ai nu știu câte păcate. Dar atunci când vine lumina și când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, te vezi cât ești de păcătos. Și atunci te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și atunci vine adevărata pocăință. Până atunci nu vine pocăința, că spui că n-ai de ce să te pocăiești. Dar atunci când vine lumina lui Dumnezeu, când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, atunci realizezi că sunt multe, multe lucruri de care trebuie să te pocăiești. Doamne, îndură-te de noi, ai milă de noi, Doamne, lucrează, să lucreze Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să ne putem analiza în lumina Sfântului Cuvânt, lumina care vine de la Dumnezeu și așa să stăm la masă împreună cu Domnul, împreună cu Domnul. Prima cină, așa a fost, Domnul Hristos a trimis ucenicii să pregătească, apoi a stat împreună la masă cu cei 12 și a spus, am dorit, doresc, e, să zic așa, cumva un fel de dorință din aceea mare, acea pasiune să mănânc împreună cu voi, să împărtășesc la masă împreună cu voi, asta e dorința mea. Și spune despre trupul lui, despre sângele lui și ne spune să facem asta.
Dar să știți, și asta am văzut-o peste tot, peste tot, trebuie să fie Iuda. Trebuie să fie Iuda, nu se poate, în toate vremurile, cât de mari au fost trezirile spirituale, cât a trebuit să fie și un Iuda. Obligatoriu trebuie să fie. Domnul Hristos așa spune, mâna vânzătorului e cu mine, negreșit fiul omului se duce după cum este rânduit. Dar nu fii tu, frate, că o fi altul, treaba lui, numai să nu fii dumneatale. Să nu fii dumneatale omul acela. În toate nivelurile, la peste tot, există și uscături. Există uscături. Se strecoară, nu știu, și Dumnezeu îngăduie aceste lucruri. Doamne, nu cumva sunt eu. Oare dacă Dumnezeu ar veni și ne-ar descoperi și ar spune prin Duhul Sfânt așa, din cauza unui om, nu merge lucrarea din biserică. Omul acela stagnează lucrarea, eu nu pot să lucrez. Cine o fi? Dacă suntem aici în jur de 100 de persoane, care o fi omul ăla? Ai fi dumneatale? Cu siguranță că dai din cap că nu. Dar dacă tocmai dumneatale ești, ai argumente, știu că ai. Știu că ai. Dar, numai Dumnezeu știe. Și bine ar fi să ne analizăm, Doamne, nu cumva sunt eu. De ce nu merge lucrarea? De ce nu-i har în adunare? De ce, Doamne, nu se mântuiesc sufletele? De ce nu e acea explozie, acea înviorare în poporul lui Dumnezeu? Doamne, nu cumva din cauza mea? Nu cumva din cauza mea? Asta este atitudinea la cină. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Aici nu avem voie să ne cercetăm unii pe alții. Fiecare se cercetează pe el însuși. Și așa să mănânce. Altfel nu are voie să se apropie de trupul și sângele Domnului. Dacă nu se analizează, dacă nu se cercetează, dacă nu stă înaintea lui Dumnezeu să vadă păcatele din viața lui, să se pocăiască de ele, să ceară mila lui Dumnezeu, să ceară iertare de la Dumnezeu, nu are voie să se apropie de trupul și sângele Domnului. Dar, încă o dată, trebuie să fim recunoscători față de Domnul, că ne dă posibilitatea să ne pocăim. Ne dă posibilitatea să venim la El așa cum suntem și să renunțăm la tot ceea ce este rău din viața noastră. Haideți dar să stăm ridicați și cu aceste gânduri să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Să venim fiecare dintre noi pentru că vrem din nou să pomenim moartea și învierea Domnului, să ne readucem aminte de prețul răscumpărării noastre, de ce s-a întâmplat acolo la cruce când Domnul Hristos a fost înălțat și a târnat între cer și pământ, El, cel fără de păcat, a fost pus în locul nostru ca să moară pentru păcatele noastre. Și poate mai sunt anumite păcate pentru care Hristos a murit, dar poate mai sunt în viața dumneatale acele păcate. Ele trebuie să rămână la cruce, să nu le mai porți după dumneatale, că le-a purtat Hristos și dumneatale trebuie să le lași acolo. Și asta vreau să facem în rugăciunea care urmează. Doamne, conștientizează-mă de păcatele și pe care chiar nu le știu, nu le cunosc. Le las la cruce pe toate. Le las acolo, să nu le mai port. Să plec un om izbăvit, un om eliberat, să pot să întind mâna, nu prin vrenicia mea, că nu sunt eu sfânt, dar acolo la cruce se face acest transfer. Las păcătoșenia mea, las necurăția mea, spurcăciunea mea, las pe toate acolo la cruce și Dumnezeu mă îmbracă în neprihănirea lui Hristos. Și atunci pot să întind mâna, să mă apropii prin vrenicia care a încăpătat-o prin Hristos, că a murit El pentru mine, fiind un om iertat, curățit, sfințit prin sângele lui Hristos. Întind mâna cu frică, cu teamă și iau o bucățică, amintindu-mi că Hristos pe cruce a suferit pentru păcatul meu, amintindu-mi că acolo trupul lui a fost frânt de durere, întinzând mâna și luând paharul, aduc aminte, mi-aduc aminte cum a curs sânge
din Fiul lui Dumnezeu pentru mântuirea mea. Haideți dar să stăm în rugăciune și Domnul să ne cerceteze. Amin.